bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Cred că Anazmie, cu răuția și obsesia sa de a distruge total de Halil din Răzbunarea, nu o face să se gândește la nimic. Nazmie vrea de mult timp să-l scufunde pe Halil pentru că în procesul nu are utilit pără să lăsa acește în proces. Nazmie și nici Desila, și asta nu iertă Nazmie. Dacă Halil merge la seria Esaret, va fi cea mai gră greșeală sa. El a avut deja o experiență tristă cu Emanet, iar acum o va avea cu Esaret, și aproape tot publicul nu este interesat să vede niciun serie scrisă și produsă de Nazmie Caramel. Este foarte greșit, Nazmie îl folosește pe Halil ca pe peșă, crezind că veți mai ratingul cu prezența lui Halil, și din năgății greșiți. Halil a avut mulți fani și adhesitori și Sema 1. Sema 1, dar cel mai bun exemplu e că Halil nu a putea mai ratingul lui Emanet. Halil nu mai este o umbra a acei Halil de succes pe care îl știam cu caracterul de Yaman. Halil trebuie să fie în alte serie cu alți producători și alți scripteri. Va atențim, Nazmie, că Esaret va avea același nou ca Emanet, și chiar va atențim că după Emanet, Esaret va fi următoarea căsăsugundă. Cei care îl critica sunt oamenii frustrați care nu știu adevărul, dar în imaginația lor cred că toți bărbații sunt la fel. Trebuia să meargă zi să ia premiul, era votul nostru, era respect fata de cei care l-au votat. N-a fost nici îngâmfat așa cum s-a exprimat altcineva. A fost decent. Cu mult bun simț i-a făcut ce trebuia. Când ești matur și cu toate țiglele pe casa, nu ți iei jucăriile și pleci la prima adiere de vânt. Nu știu ce este în realitate între ei, nu mă interesează, dar să condamni un om doar prin prisma ta este prea mult. A fost sfătuit de cei din preajma lui, dar dacă avea puțină demnitate și recunoștea că nu a ajuns singur aici, refuza să meargă singur. Ce sa, îi faci când te conduc altii, iar tu nu faci nimic din proprie voință, suporti consecintele. Putem ghici tot felul de lucruri, deoarece scriu diferit în fiecare zi, nu vom ști niciodată adevărul până când nu se vor declara. Halil Ibrahim, vorbești nepotrivit. Halil Ibrahim însuși, de ce spui adevărul? Critica-ti fratele Clov, nu si la punct, si la face totul bine. Iar o critica, dar asta cu nerecunoscătoare, a mai fost neatin nebunit măcar acum la sfârșit de an, lăsati-ne în pace cu Zora cu poze șterse, i-a spuse la răspuns, vă rog nu ne mai amăgiți, înnebuniți. Să aveți sărbători binecuvântate. Ea are o baghetă magică și a făcut o vrajă, așa că cum poate el să se mute din Emanet? În plus, există lipici din cauza lui Nanu. Bani se rostogolesc de la tatăl ei. Halil are un singur lucru în minte și anume banii. Halil nu trebuie să mai lucreze cu Nazmie, ea îl prinde din nou în capcană. El trebuie să transforme în seriale mai mari, așa cum a făcut Sila, altfel cariera lui este distrusă. Își va dezamăgi publicul pentru a trece de la un rol principal la unul secundar. Banii nu sunt totul. Halil nu merge. După cum a spus el însuși, am decis să rămân. Deci Naz sau managerul îi stau în calea carierei. Halil are un super ego, despre care el și Naz credeau că, pentru că era un bărbat viril pentru unii, ar menține ratingurile ridicate ale seriei. Doar nu. Atitudinea lui de omisiune față de partenerul său, cuvintele rostite la ceremonia de premiere au arătat cu adevărat cine este. Nu-mi spune că e prin contract. Astăzi vede că, deși are talent, nu a putut păstra serialul și a devenit un simplu actor secundar. Ești învins de lăcomia ta? Unde sunt marile filme și proiecte muzicale? Spectacolul a fost un eșec, 150 de oameni și încă cu cămăși imprimate cu poze cu Sila și cu el. În curând va fi uitat. Actorii frumoși și talentați, doar că Turcia are mai mult și cu curaj, ceea ce a lipsit și a lipsit mereu. Hail slavă Domnului, Silva a fost inteligentă și curajoasă. Acum este mai matur și mai uimitor. Ea a îngropat definitiv acest circ al ororilor, alături de cei falși care au lăudat-o în față și au înjunghiat-o în spate. Acum stați pe loc și bucurați-vă de succesul ei. Pământul este rotund, tot ceea ce facem se întoarce la noi, fie că este bine sau rău.
De ce crezi că trimite mesaje de dragoste forței? Poate este o scrisoare de dragoste către o altă femeie. Nu au spus niciodată că sunt îndrăgostiți, dar au spus că sunt doar prieteni. Forța în al doilea sezon a fost răspândită putregai și ea a plecat, a făcut ce trebuia, bine făcut. Deștept, nu cade dacă asta. Numai materiale fabricate. Halil nu a recunoscut niciodată relația cu Sila. Nu a declarat nimic până în ziua de azi, poate că nu erau atâta jigniri dacă spunea ceva simplu. Tot ce spune este legat de munca lui. Așa este, și au mare dreptate. Au avut și ea un succes mondial, iar voi, ați tocat, fără să știți sau să spuneți adevăruri. Dragii mei, Sila și Halil, nu vă uitați pe media, sunt comentarii postate de minții bolnave de invidie și gelozie. Sunteți cei mai buni. Aceasta este adevărul elsă crezut buricul pământului, ca să mă exprim românește, din prea multă îngânfare s-a dus și singur să ia acel premiu, punându-se într-o situație de-a dreptul jenantă pentru un bărbat. Poate să ia chiar locul lui Cenghine Saret, ca ratingul va fi același, poate chiar mai rău pe Emanet. Odată cu terminata Emanet, Saret va fi pe ultimul punct loc și va avea acea si soarta, ori cu Halil, ori fără el. Nazmie nu înțelege că scenariile ei identice sunt de vina, nu actorii, pentru caritatea rar, deși mai mult trebuie să părăsească Naz pentru a-și lua alți producători, altfel cariera lui s-a terminat, a pierdut deja multe în sezonul 3 de la Emanet, sper să nu o facă. Uită-te la exemplul Sila, departe de succesul răsunător al Naz. Indiferent unde va filma, se va numi aceeași mizerie marca scenaristei Creioanelor Negre. El proiecte viitoare nu are, deci va sta cu mâna întinsă la această scenaristă. Cine urmărește serialul nou, cu aceeași tematică, va urmări în continuare. Cine a fost dezamăgit, în niciun caz, nu le va oferi ratingul așteptat. Ceea ce văd este că va încerca să facă la fel ca Emanet, și dacă Halil merge la Saret vor distruge și serialul, pentru că există deja un actor bun care joacă un personaj super incredibil, și să-l aducă pe Halil este ca și cum ai vrea să umbrești. El, și nu aș fi surprins dacă Naz îl ucide acum pe protagonist și îl îmbracă pe Halil, și dacă face asta, ar fi mai mult decât demonstrat că nici Naz și Halil nu au niciun respect pentru ceilalți actori. Ei bine, la ce se poate aștepta? Ei a făcut-o în Emanet aducând-o pe Nanuca, că nu sunt nici măcar actriță. Sper să nu facă același lucru cu protagonista din Saret, care chiar muncește din greu, și dacă o face, această fată ar trebui să-și susțină partenerul. Sper că Halil pleacă acum și pleacă de la Naz, pentru că dacă nu, cariera lui Halil va scădea puțin câte puțin, și poate veni vremea când nici nu-l vor pentru un rol principal. E mai bine dacă pleacă, pentru că a dovedit mai mult că sezonul Emanet 3 a fost un eșec. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.